Astra s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League, unde va întâlni echipa West Ham United după egalul de aseară 0-0 pe teren propriu cu Inverness și 1-0 în deplasare. A fost un meci dificil de mare angajament, care a ținut cu sufletul la gurămile de spectatori de pe Marina Anastasovici, arena unde, pe lângă fanii din Liga Astralilor Giurgiufeni, care i-au surclasat categoric pe rivalii din brigadă, au venit să susțină echipa oaspete aproape 500 de suporteri scoțieni. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, sunt mulțumit de cum au putut să treacă peste acel eșec usturător, ca și atitudine, nu sunt mulțumit de joc. Încă ducem lipsa unui atacant. A fost un joc dificil, o echipă bună care se vede că a câștigat încă o săptămână de pregătire față de meci unde când noi am câștigat la Inverness. Au câștigat ritm, la noi se vede oboseala, jucăm din două în două zile.